Cum te comporți cu un adversar agresiv? Păi hai să presupunem că colegul meu, Tony, este un adversar agresiv. În primul rând, când am de-a face cu cineva care își arată clar intențiile agresive și cum recunosc aceste intenții agresive? Poate se uită urât la mine, poate are pumnii încordați, poate se apropie vijelios de mine. Okay? Deci, în primul rând, mă gândesc să păstrez distanța. Atât timp cât există o distanță de două brațe între mine și el, el nu ajunge să mă lovească decât dacă face un pas spre mine. Ei, el când face un pas spre mine, eu pot să mă duc un pas în spate. Pe măsură ce el se apropie de mine, voi căuta să înțeleg ce se întâmplă, care e problema Tonii, de ce vrei să ne luptăm, ce s-a întâmplat, spunem, poate reușim să rezolvăm altfel. Okay? Să zicem că nu reușim să rezolvăm altfel și el continuă să se apropie de mine. Nu o să pot să fug la infinit și pe măsură ce el face pas să mă lovească, și o să fac o mică paranteză, mai toate loviturile care apar pe stradă sunt croșee de dreapta, pentru că nu implică foarte mult tehnică și majoritatea oamenilor sunt dreptaci. Okay? Deci, practic, eu cam știu la ce lovitură să mă aștept. Și pe măsură ce el se apropie de mine și face un pas, eu mă retrag, mai face un pas, eu la fel mă retrag. La un moment dat vreau să simt momentul când el iar face un pas să mă lovească, numai că de data asta nu o să mă mai retrag, o să-mi pun mâinile pe cap și o să mă apropii de el. Dă-i! Bum! Mi-am pus mâinile pe cap, am intrat în el și de aici vreau să-l iau în brațe în clinci. Pe măsură ce intru în clinci, obțin și o formă de control asupra lui. Dacă el vrea să mă lovească acum cu cealaltă mână, nicio problemă, îl controlește de cealaltă mână. Imediat cum am intrat în clinci, am ocazia să-mi duc adversarul la sol și să-i anihilez loviturile de brațe. De acolo aplic cei 4 pași pe care îi întâlnim în jiu-jitsu. Odată ce l-am dus la sol, vreau să trec de picioarele periculoase, să-l controlez și dacă el continuă să fie agresiv, să-l finalizez fără a-i provoca daune corporale. Vreau să îl sperii, să-i provoc un pic de durere pentru a zice stop, gata, nu mai vreau să lupt. Aceasta este rețeta pe care noi, cei de la jiu-jitsu brazilian, o recomandăm atunci când vine vorba de a gestiona o situație cu un adversar agresiv pe stradă.